Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale din România a fost lansat și în județul Mehedinți. Campania de testare se va derula pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai a acestui an, prin intermediul celor 34 de cabinete de medicină de familie afiliate. Prin proiectul LiveRO 2 Sud se va realiza testarea pentru hepatite virale a cel puțin 120.000 de persoane adulte peste 18 ani care au domiciliu în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Conform cerințelor impuse de Comisia Europeană, minim 60% din totalul persoanelor testate trebuie să aparțină unei categorii vulnerabile. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a evidențiat rolul comunităților locale în prevenție prin investițiile în sănătate. Permiteți-mi în primul rând să urez doamnelor doctor bun venit în județul Mehedinți și în același timp să felicit și pe doamna profesor dr. Liliana Gheorghe, dar și pe colegii dumneiei pentru inițiativa pe care au avut-o de a accesa pe de o parte fonduri europene pentru un astfel de proiect deosebit de important în ceea ce privește sănătatea publică și pe de altă parte pentru buna intenție de a introduce în acest proiect și județul Mehedinți în condițiile în care este evident că ceea ce ați început dumneavoastră deja în alte județe să faceți, trebuie să facem și în județul Mehedinți, adică prin intermediul medicilor de familie din județul nostru să se înceapă această campanie de testare pentru a depista cât mai rapid hepatita virală. Eu am convingerea că ceea ce ați început dumneavoastră va da rezultate cu privire la sănătatea mehedințenilor. De asemenea, am convingerea că și doamnele și domnii medici de familie din județul nostru se vor implica în acest proiect. Evident, medicii de familie care au accesat platforma dumneavoastră și au dorit să intre în acest proiect, pentru că trebuie să înțelegem de la început că nu toți medicii de familie din Mehedinți sunt implicați în proiect. Dar, repet, am convingerea că vor face toate eforturile să conștientizeze populația, pacienții pe care i-au arondați, cât de importantă este testarea. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, este recunoscător de faptul că județul nostru se află printre cele care vor beneficia de acest proiect extrem de important pentru sănătatea mehedințenilor. Vă mulțumesc și în numele meu și al instituției pe care o reprezint, pentru că ați ales județul nostru pentru a promova și desfășura activități legate de acest proiect deosebit. Noi apreciem foarte mult la nivelul județului toate aceste demersuri care se fac în domeniul sănătății publice. Așa cum a spus și domnul președinte al Consiliului Județean, s-a investit foarte mult în infrastructura sanitară și se va face în continuare acest lucru. Proiectul dumneavoastră este cu atât mai apreciabil pentru faptul că este probabil cel mai amplu proiect de screening, din ce înțeleg, la nivel național, privind bolile hepatice produse de virusurile B, D și C. Ca grup țintă la nivel național, înțeleg că este vorba de 120.000 de oameni, ceea ce nu este foarte puțin, mai multe județe și este onorant pentru noi că și județul nostru a fost selectat pentru a participa de aceste testări. Conform cerințelor impuse de Comisia Europeană, minim 60% din totalul persoanelor testate trebuie să aparțină unei categorii vulnerabile. Grupurile vulnerabile sunt persoane sărace, angajate, mai ales necalificate. La intrarea în intervenție, media venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie, șomere, inactive, persoane beneficiare ale venitului minim garantat, etc. Dr. Liliana Gheorghe, managerul proiectului LiveRO 2 Sud, medic primar gastroenterologie și hepatologie al Institutului Clinic Fundeni, a explicat importanța acestui proiect. Mai întâi de toate, țin să-i mulțumesc domnului președinte, domnului prefect, pentru primirea călduroasă și acum înțeleg bine de ce a fost așa, pentru că dumnealor arată un interes special stării de sănătate a populației din județul pe care îl conduc, din județul Mehedinți, și am putut să aud și să văd
văd asta din interesul, din întrebările, din conversația pe care am avut-o înaintea acestei întâlniri și sunt într-adevăr bucuroasă și mulțumesc pentru această primire călduroasă. E vorba de un proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, deci un POCU, axa aceasta de finanțare 2014-2020, se numește Livero 2 și este un program efectiv de screening, adică de testare, care practic este destinat optimizării accesului la servicii medicale de calitate accesibile pentru populații subdeservite, pentru populații vulnerabile, defavorizate, pentru acele populații pentru care nu prea există interes din partea, sunt lăsați deoparte de către autorități, de către toată lumea. E vorba de persoane din mediul rural, din persoane sărace, persoane cu fără venit sau cu venituri sub venitul minim pe economie, persoane cu dizabilități, persoane care sunt victime ale violenței domestice sau traficului de ființe umane, persoanelor fără adăpost, persoanelor de etnie romă. Deci avem o suită de categorii vulnerabile care au fost negociate cu Comisia Europeană pentru acest proiect, deci definiții pentru acest proiect, către care ne îndreptăm în mod prioritar atenția. Majoritatea persoanelor infectate nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic. Am intrat cu dorința sinceră, am intrat în proiect cu dorința sinceră de a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de persoane ale județului nostru să se testeze pentru hepatitele virale, ținând cont mai ales de faptul că acest ucigaș tăcut, cum l-a numit doamna profesor, de multe ori evoluează spre complicații, descoperim boala de multe ori în stadiu de complicații, și atunci aceasta este o oportunitate pentru persoanele neasigurate, persoanele vulnerabile, persoanele defavorizate, cu posibilități de investigare minime și de multe ori cu această ocazie le putem salva viața, poate. Deci singura posibilitate de a testa în timp, de a descoperi în timp util diagnosticul, este programul de screening. Alături de echipa de inițiatori și având sprijinul autorităților locale, eu sper să convingem un număr cât mai mare de persoane să ne calce pragul cabinetului și să ducem la bun sfârșit acest proiect. Afilierea medicilor de familie, precum și identificarea persoanelor vulnerabile care trebuie îndrumate spre testare, se efectuează cu ajutorul Asociației Române Anti-SIDA, partener al Institutului Clinic Fundeni în acest proiect.